Har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Iată că am ajuns la episodul 79, un episod deosebit, un episod cu profunde caracteristici terestre, pământești, care ne aduce aminte de locurile unde ne-am născut. Episodul poartă catetul Vremuri de demult cu mama Niculina. Vom afla ceea ce ne spune în Sfânta Scriptură, cum au trăit părinții noștri, bătrânii noștri în vremuri de demult. În Deuteronom 7 cu 19 spune: adu-ți aminte de marile încercări pe care ți le-au văzut ochii, de minunile și semnele, de mâna tare și de brațul întins cu care te-a scos Domnul Dumnezeul tău. Adu-ți aminte. Domnul ne învață să ne aducem aminte de lucrurile pe care le-am petrecut în viața noastră și să apreciem binele pe care îl avem în ziua de astăzi. De asemenea, Marcu 5 cu 19 spune: du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Amintiri din vremuri de demult cu mama Niculina. Isaia 46 cu 9: aduceți-vă aminte de cele petrecutele în vremurile străbune, da? Căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și niciunul nu este ca mine. Adu-ți aminte din vremurile din copilărie, din vremurile străbune. Eu, de exemplu, am făcut arborele genealogic și am ajuns până la străbunicul meu. Și am făcut marea greșeală că atunci când eram de 7 sau 10 ani, nu l-am întrebat pe străbunicul meu cum trăiau oamenii în timpul tatălui lui, al bunicului și al străbunicului lui eventual. Ne interesează, pentru că Domnul zice să ne aducem aminte de vremurile pe unde am trecut, de vremurile grele pe care le-am avut. Părinții noștri au avut parte de războaie, de foamete, de diferite boli, de multă sărăcie în urma războiului, dar mintea să fie în viitor la vremurile frumoase care ne așteaptă pe cei care vor fi mântuiți și care vor merge pe calea cea strântă. Dăm drumul la episodul de astăzi cu Vremuri de demult cu mama Niculina, după cum urmează. Unde te-ai născut, mama ta, și câți frați ai avut? M-am născut în 1939. Nu așa, bine? Da. Și am fost cea mai mare dintre copii. A făcut mama 8 copii. 4 au murit. Murea copiii la 2-3 luni, murea imediat. Și din fericire am trăit doar eu dintre ei, din cei 4. Și a trăit vremuri grele. Ați fost 8 copii, 4 au trăit și 4 au murit. Da. Și am trăit vremuri grele. Prin sărăcie, prin necazuri, prin războaie, prin foametea. Știu foametea din 47. Știu războiul când a intrat rușii în țară. Știu foametea în ce a trecut lumea. A muncit mama mea punciuri de mălai la Dina Leanchi. Și muncea, n-aveam în care de multe ori făcea terci lumea de mânca. Dacă dobândea nițel mălai, făcea terci. Am mers prin sărăcie mare. Și până la urmă creșteam pe rogojină. Când schimba rogojina de pas, ne era așa de drag că ce avem noi în casă. Pe supaturi erea scăunele mici. Făcea mama mare mămăliga, încea un el și o masă rotundă mică. Și pe mine mă băga pe supa să scot scaunul și să stăm 8 la masă. Ce avea la masă? Fasulică, o oală la gura subii. Puneau fasulea o strachină de fasole de alea de gheboaia și cu una de zeamă de varză. Tăia mămăliga felii, le punea pe marginea mesii și ne strângeam toți la masă. Și cu lingură de lemn. Acum 70 ani, mai devreme, cred. Și trăiați într-o odăiță cât zi? Trăiam într-o odăiță, n-aveam 3 metri pătrați. Cât inși erați acolo? 8 inși de culcam, cu pe rogojină. Și ne veleam cu procov de lână bii, punea mama procovul de lână, și apoi de câlți, ca să nu ne zgârie. Și mamaia Dumitra unde dormea? Mamaia Dumitra dormea pe jos. Lângă vatra sobii? Lângă vatra sobii, băga lemne continuu. Lua o rogășină de la straștina casei și venea tata ea de pe drum
să învire cu zechea și cu jocul. N-aveam alte surse de venit. Și eu mă culcam de multe ori cu mama mare lângă vatra sobei. Și mâncam, nu era pretenții la mâncare, nu era nimic, erai mulțumit că ai o feluță de mămăligă să mănânci. Ce știe lumea de azi până ce a trecut o generație de atunci? Prin războaie, prin foamete, prin lipsuri mari. Deci, mata, te-ai născut în 39 când a început război, ai prins vremuri grele cu război și pe urmă cu foamete. Și era sărăcie multă. Sărăcie multă, da. Încălțăminte aveați? Încălțăminte, n-aveam încălțăminte niciun. Cu o pincini se ducea, mama lua o pincini, se ducea și de la cai. Și tatăia se ducea pe drum cu gaz, cu putia de gaz și venea la 2-3 săptămâni. Venea cu cojocul, ori avea purici, ori pădui că-l culca pe unde se ducea lângă vatra sobii, pe jos. Și suferea lumea de multe, purici, păduici, se dezbrăca la ușă să le scuture. Și... Deci locuiați 8 inși într-o simplă odăiță. Odăiță, da. Eu mă făcută din pământ. Din pământ, de pământ făcute. Săraci, ce știe lumea de azi, ce a trecut generația aia atunci? În toate tatăia l-a luat în război. Și a ieșit mama cu mine la poartă. Când a ieșit la poartă mama cu mine în brațe, trecea rușii călări pe șosea. Ruși? Ruși. Și un rus a legat calul de singe de la poartă și a venit la mama și m-a luat în brațe și m-a pupat rusul și mama a arătat cu mâna, ești al meu dus. Ești al meu dus. Și m-a pupat rusul și m-a mângâiat că avea și el copii acasă și mi-a dat două ciocolăți mari, le țin minte că pai că le văd azi. Da. Și Anastasia era plitită în pod, că rușii venea și umbla după fete, că ta care vedea că noi căsătorite. Și mata ți-a zis davai, davai? Da, mie mi-a zis davai, mă mângâia, m-a pupat și mi-a dat două ciocolăți mari. Da, da. Le țin, pai că le văd, minte. Da. Aveam 3-4 ani, nu e minciună, nu e glumă. Încălzirea cum vă încălzeați? Aveați lemne de iarnă? Lemne de iarnă, nu strângea nimeni de iarnă. Da. Tata mare s-a sculat de mult, venea bărbuc, hai fine, tomul la o tufă. Până la ziua venea cu tufa din speriatul, o tăia, era zăpada mare, o tăia și o venea o dăiță cu lemnile tăiate la topor. Nu deci, exista. Deci lua cât un lemn, nu da, o da. Grămadă mare. La. Venea cu brațul cu lemne în casă, o dăiță, și cu zăpada pica și-o bătura și da zăpada afară. Și mă întrebă. Dar mâncați ce mâncați? Mămăligă, pâine? Nu, pâine? Nu știa nimeni coaja de pâine. Nu știa. Decât mămăliga și seara și dimineața. Și ne strângeam 18 pe lângă masă. Aveați și masă ea... de aia mică cu da. Trei picioare? Și dacă iarna avea copii, băga o putină de varză, avea văcuță, orică era cu lapte, ori era, că era cu vițel în burtă, mâncam lapte, brânză, mămăligă, aia era la putere mămăliga, nu știam coaja de pâine. Se ducea tatăl meu pe drum cu gaz și venea cu lipii de pe Vlașca căpătate și le-a zvârlea pe căruță, mirosa și-a notreț, și-a mămăligă de cal, și-a gaz. Și ne certam care să apucăm câte o bucățică de pâine din ea, din lipii căpătate de pe Vlașca. La școală ai fost? La școală n-am fost. Am avut 7 ani, când aveam 7 ani, a fost foamete în 47. Și n-a mai s-a dat fetele nimeni la școală. Și mi-a pus furca în brâu, cu cânipă, cu lână, am mers, am întors la astea, cu sătura în mână, croșeta, stam în cas și lucram continuu. Nu mai m-am dus la școală, că toate fetele, că de seama mea, din 39, nu s-a dus niciuna la școală anul ăla. Că am picat în foamete în 47. Și lumină vedea să la, la lampă. La lampă. Aveam lămbuța în perete, orică plezdea sticla, nu mai mergea, orică ne împrumuța în gaz pe la vecini, unul la altul. Că n-aveam nici gaz să punem în lampă. Da. E adevărat. Da. Dar torceam la lampă, coseam la lampă, erau ochii dezvoltați de toate femeile coseare, strângeam 4-5 zise, în patru pe rogojină și coseam la lambă. Cu îmbrăcămintea cum era? Îmbrăcămintea, nu aveam 8 inși, nu se ținea cămășile decât în panierul de coșul ăla, marli panier.
și așa joia spăla, vinerea să usca și sâmbăta una sta lângă cu ori mama mare, o mama cârpia cămășile de toate. Cârpia izmenii la bărbați, pantaloni și la copii le făceam că avea oi. Torcea lână, torceam toată lumea lână și le făceam flanel. M-a pus pe mine, m-am învățat să fac flanel de lână. Și am făcut unii cu fratele meu flanel de lână făcut de mine la vreo 8 ani, 8-9 ani. Cânepa? Cânepa, punea cânepa primăvară. Când punea cânepa, mă lua mama mică în brațe, îmi da telea ca mână, urciorul de apă și mă ducea la unde e stația acum și păzeam cânepa de dimineața până seara. Dacă nu o păzeai, venea vreo biuții și mânca sămânța. Toată, nu mai rămânea nimic. Dacă nu mânca pe cânepa, rămânea toți despuieți. Rămâneai dezbrăcat dacă se strica cânipa. Dacă mânca cânipa, n-aveai ce mai culege de mânca păsării. Și rămâneai dezbrăcat. Rămânea, n-avea în ce mai face pânză, în ce mai face procov, făcea procov din câlți. Și când am crescut mai măricică, mă punea mama mare la sucală. Și dam la sucală și dacă stam, mă lua somnul la sucală, venea și mă trăgea de păr. Ia diavol, păi bă, eu stau în picere aici și tu te-ai pus să dormi aici? Cu încălțăminte am auzit că o duceați rău. Mergea și toată vara de sculț? Nu s-a încălțat nimeni pe vremea acum 70 de ani. De când ningea, de toată iarna nu te încălțai, că n-aveai cu ce. Nu exista. Păi și iarna mergeai pe zăpadă de sculț? De sculț mă duceam pe la vecin, rar, wow. Când apucai o pincili de la ușe să te duci. Da. Călcam pe pământ și pământul era foarte cald. Da. Era cald, că odăița făcea căldură, eram deși acolo. Și stau liniștiți și mergeam pe la, mergeam pe la Dina lui Buzatu de sculță. Scuturam picioarele pe vatra sobii și măsuiam în pat și băgam picioarele sub fustă și mă apucam de lucrat. Și dacă nu aveați curent, aparate de radio, televizor... N-aveam nimic. Seara, când păse timpul serilor lungi de iarnă, ce făceați? Când mă duceam pe la Tușa Rada lui Melache Dascălu, avea căști, apăruse căștile. Da. Și mă ducea, du-te Niculino, dăm un nop de coceal la vacă ca să-ți dau căștile, că altfel nu ți le dau, s-a ușit tu. Și mi le da și mă duceam acasă, le spuneam, mamă mare, am auzit Bucureștiul, am auzit pe Maria Lătărețu, a ieșit prima cântare. Și iarna, când erau serile lungi, ce făceați fără televizor? Fără ne ducem unii pe la alții. Spunea ghicitori, făcea așezătoare. Da. Spunea ghicitori, spunea povești, femeile știa. Femeile coseau, lucrau? Cu femeile torceau, coseau, ori sucea la... Și bărbații? Bărbații s-a la taină, povestea ce-a pățit pe drum, că s-a ucea cu căruța. Făcea da. Pe la Buzatul și povestea care ce-a pățit pe unde s-a culcat, pe la cine s-a dus. Uh-huh. A mers... Era găzar, găzar, da, găzar cu Putin, și acum e Putin, am înțeles, frate meu. Da. Și se ducea unii pe la alții și povestea ce a pățit 2-3 săptămâni. Cine că făcuse prieteni de-i culca, le dau o cană de gaz și ținea toată noaptea acolo, da, la cai, în care... Și gazul folosea la lămpi, la gazul la lămpi. Pe Vlașca. Da, pe Vlașca. Se întorcea acasă și găsea copiii și familia. Da. Ședeam toți 8 ani și într-o odăiță mică. Nu aveam ofțuri, nu aveam pretenții, nu aveai... Tușea! Da. Făceați, da. Orcăneam, alții, orcăneam, tata mare de da afară. Aveați păsări, aveați avea găini, grâu, porumb? Avea vacă, avea porc și tăia porcul de Crăciun, vaca cu lapte și mâncam, tăiat porcul și nu mânca decât o bucățică, decât de două degete așa, că o păstra pentru vara să ai vă să duce la muncă. Nu da jam la bucată. Și pământul cum îl ara? Cum îl lucra? Pământul, băgam plug. Tatăl al meu să avea bine cu Marina Stanii și ara la fiecare, la unul azi, unul mâine, băgam plug și 4 cai. Și pe mine la 7-8 ani mi-a ștenea sacul pe calul pe roibu și mânam cai. Și Marina Stanii în față cu 2 cai și eu pe... Că nu mergea cai dacă nu simțea că să-l știi de hățuri. Da. Și toată ea, pe urmă, ținea de coarne plugului. Și mama cu mama mare punea grămezi de băligar pe pogon și lua copaia de gât
Îi mergea de pe trei brazde să punea cu călcâiul porumbul. Porumbul avea în copaie? Porumbul avea băligarul în copaie. Băligar. Și boabilii în castron, da. Și dădea mama unul cu care punea băligarul, da, cu călcâiul pe brazdă, și care venea cu boabilii, da, cu călcâiul pe băligar și le venea tot cu piciorul. Da. Trecea iar trei brazde, iar o luam cu copaia, iar o luam cu pusul. Eram două ițe, care una cu băligarul și una cu boabilii. Adăpă punea boabilii și învelea. Și tot așa, apoi vine venea vara, ducea la prașilă, se ducea la sapă cu părinții și pe Niculina o lăsa cu patru copii. Venea Anastasia de la Silice. Adică mata? Da. Și mă lăsa pe mine cu patru copii, cu lega în poarta, venea Anastasia cu doi copii, cu Vasile și cu Atena, și eu cu Nicu și cu Ion, fratele meu. Și pe urmă a făcut pe Gergina mai departe. Da. Gergina e mai mică ca mine cu 14 ani. Da, n-ai prins-o. Da, am prins-o. Mai mare, ca... Am cu mai mare, mă duceam. M-am făcut măricică de 15 ani și se ducea, m-a luat mama la secere, secera lumea cu mâna. Și m-a luat și pe mine. Și nu, da, era, nu era combine. Nu era combine, nu era nimic, secera greu cu luna, cu mâna. Și făceam dopi și făcea hlăi. La 15 ani coseau cu... Mă punea de cu, se ceram cu bătrânii, cu țoapa, cu la Vasilea lui Dedea am secerat toată ziua. Și să ne dea un dublu de grâu pe zi. Da. Și era mulțumit de lumea că îi dă un dublu de grâu. Îl ducea la moară și măcina și făcea cocoacică pe plită la mașinii. Cocoace, lipii de la plită. Lipii. Da. Cocoace îi zicea cu bătrânii. Da. Și de-aia mâncam. Atunci vedeai pâine când făcea cocoace. Măcina grâul la piatră și măcina făcea lipii, cococi. Nu zicea, nu știa de lipii. Moara era electrică sau cu ce era? Moara a venit și Ierbăruță, a făcut moară și o făcuse pe piatră, moară de piatră. Da. Se ducea cu grâul la moară și trebuia să ai boabe să spiel piatra. Că venea altul să, cu boabele, da. Spălai piatra de mălai. Da. Și mai întreb. Păi înseamnă că avea curent, dar nu era nu mai nu era curent, mergea. Apăruse curentul atunci. Apăruse. Și înainte de curent, cu ce mergea moarele? Cu apă. Eram mică, m-a luat tata în căruță, m-a băgat între saci la 4-5 ani și avea moară la pierșinari. Moară de apă. Da. Și când am văzut acolo moară de apă... Cum mergea moară de apă? Mergea moară de apă, venea, cum venea apa de dea de movița... Avea ca o roată, cum da. Avea? Venea de învârtea roata și ieșea mălai. Ieșea mălai când învârtea roata apa, măcina la moară. Și până a ieșit Ierbăluță, măcina la moară la pierșinare, de apă, da, moara pe apă. Da. Deci roata se învârtea și roata... O învârtea apa și... Da. Roata învârtea piatra și măcina porumbul. Și măcea pe măligă, făcea mălai greu. Da, da, da. Și apoi a venit Ierbăluță. Dacă a venit Ierbăluță, a apărut și curentul. Da. Și măcina lumea la moară la Ierbăluță. Și n-avea lumea să plătească când se ducea cu boabele. Da. Ierbăluță lua o iem, cana de boabe la dubla de porumb. Da. Nu, n-avea lumea bani să plătească moara. Să, așa, să cu bani. Banii cum era? Banii era prea lipsă de bani. Sau nu-i prea aveați nevoie de bani? Da, nu. Deci toate lucrurile le faceați în gospodărie, îmbrăcămintea în gospodărie, da. Mâncarea în gospodărie, da. Animale. Ce știe lumea de azi, ce a trecut generația atunci, acum da. 70 de ani. Da. A mers până a venit CAP-ul, 70 de ani. Așa, când a venit CAP-ul, cum când avea CAP-ul. S-a apucat, s-a făcut CAP-ul, nu era gater. Și era bătrânii noștri, Niță Sanfir, Oița Leanchi, Bălțoi, tăia pădurea pe-n lacă, lua copaci, tufari mari și nu știa de gater, nu știa de nimic. Aha, de nimic. Aha. Și punea copacul pe alți lemne încurveziși și Ilie Cioplea s-a făcut grajurile de multe ori cu barda. Da. Sta călare pe lemn, și cu barda tăioasă și le cioplea. Făcea grinzi pentru talpa casei din bardă și din topor. Până în căprigori. Da. Și a mers fă câțiva ani de zile așa. După aia a apărut curentul. Dacă a apărut curentul, a făcut gater.
Da. Și toate lemnile tăia la gater. Și-a făcut pătule, și-a făcut magazii, și-a venit vaci multe, și-a venit oi, cioban de la munte, a dus 2000 de oi era în Ceapeu. În Ceapeu. Da. 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 A făcut magazie, a făcut pătule pentru porumb, făcându-le la graș, la gater. Da. Că a apărut curentul. Da. Și după aia m-a zis, haide, ce să facă lumea? Era frică că moare de foame. Că pățise cu foame, te-a văzut ce trebuie, care a scăpat din foame, da, care da. Nu a murit mulți din foame. Da, da. Ce să facă lumea? Tatăl al meu era 8 inși, mă mărtase eu. Rămăsese cu 7 inși. Ce să facă el să ție 7 inși de mămăligă? Nicu era mic, tot așa, nu reușise la uzină. Tata mare, nu pensii, nu alocații, nu bani, nu îmbrăcăminte, nu încălțăminte. Ce să fac eu, măi, tată, unde să mă duc? Și Marumatiță s-a dus frumos la ICMD-ul. Era salariul la ICMD-ul, era 300 de lei. Și el a judecat ce cu ce țiu eu 7 inși de mămăligă. Dacă eu nu iau porumb, nu iau grâu, cu ce țiu eu 7 inși? Ce mănâncă? Și a intrat la porci și a stat an de zile la porci ca să facă zile multe să poată să țină 7 inși să de mămăligă. Să ia cereală. Să ia cereale. Pentru mâncare. A mers așa câțiva ani de zile. Apoi a mers, dacă a putut, s-a îmbunătățit colectivul, a început să dea cereale mai multe, mânceai la zi de muncă, 2 kg la zi și 2 lei la zi. Și aveai hrana asigurată. Și avea hrana asigurată de 7 inși. A mers, a reușit Nicu pentru la uzină Strugar. Ce să facă, cu ce să-l țină? Până, apoi să îi ținea școala, la școală, la Strungar, îi ținea statul când a apărut. A reușit să fie Strungar. Și făcea naveta până la cruce. De la cruce încoa venea lumea pe jos. Am înțeles că și la Târgoviște mergea pe jos, mai bătrâni, mai înainte. Tata mare lua traista la spinare și pregea pe jos să mai cumpere câte ceva 15 mai. 15 km dus, 15 km. Da, pe jos, ce știam. Când am luat eu omul ăsta al meu, acum cât ai tu? 62. Acum 62 de ani, am luat omul ăsta eu, săraș, soacră mea, m-a pus la albie, n-aveam albie. Văduvă. N-aveam putină de varză. Sărăcie mare. Am luat de la țăcăneală butoi de păcură, am spălat toată toamna căran lemne cu capul să opărim, să scotem păcura de butoi. Cu sodă de rufe, fierbea soacră mea în ceagon, apă și didea pe pereții butoiului și cu sodă de rufe. Toată toamna am opărit butoiul, țăcăneală l-a dat șmecher ca pusese vie și n-avea ce pune struguri. Ni l-a dat o toamnă, a muncit. Nu știu ce am mai făcut în toamna arată de putină. Albie de spălat, aveam albie de lemn, nu exista fier. No. Era crpită de soacră mea cu tăblițe și cu țânte. Spărgeai degetele ea. Săpun avea toată lumea, că ținea porci. Știa să facă săpun deci, bătrânii. Săpunul se făcea în curte. În curte. Nu se cumpăra. Nu. S-a apărut într-un timp, a mers, și apoi a apărut sudă de rufe. Dacă avea săpun, strângea cenușa de iarna, o punea, o făcea așa cu nuiele și cu paie. Și o punea într-un hălă de... Și punea cenușa în așa și apoi fierbea apă și punea cenușe să iasă leșie. Și când spăla, punea leșie din cenușe ca să spile. Nu era dero, nu era sodă, nu era nimic. Așa spăla. Cu săpun și cu leșie din cenușe. În casă erau dușumele pe jos? Da, cine avea dușumele? Da. Nu exista. Cum pământ. Pământ. Spoiam pe jos, cu deget, m-a învățat mama cum să dau frumos cu pământ lângă perete, mergeai cu degetul. E, dar era niște pământ săraibă piatră, unde știai că e groapă de pământ bun, de cei de luai de acolo pământ. Și pe stobă de cărămidă, văruită cu var. Așa era. Fier de călcat, hainele cu cele călcate? Da, nu exista. Nu se călca nimic, nu știa de călcat. Nu se călca. Nu se călca la altă vreme. Știu că înainte era... Pe vremea de 7, când aveam 70 de ani, nu exista să călce.
7 ani. Da. Am înțeles că era fier de călcat cu jar. Cine avea? Cine avea cu jar, rău. Ceasul nu exista. Nu exista ceasul decât Costică Buzatul ei, care era, îi dăduse Marin Bucureșteanu ceas, un cadou de București, apăruse în București ceasul. Mm. Și când a venit pe aici Marin Bucureșteanu, fratele Anetii, le-a adus cadou ceas. Și mereu îi deranja săra. Câte ceasul? Știa lumea ceasul după soare, noaptea după lună, ca ieșea cu tare, eu duc în aici, tata mare, și că se luminează de ziua, ca a ieșit luna, a trecut luna, nu știu cum spunea ei. Nunțile cum se făceau? Cum ai făcut la nuntă? Am făcut la nunta mea, mi-a făcut nuntă în casă, în două camere, se punea la masă nuci, mizel. Păi cu... și nu, lumea spărgea nucile cu piatra? Cu piatra pe mese, da. Jumate de țuică și nuci și cu ceapă, punea prima mizie. Asta se dădea la nuntă? La nuntă prima masă. Nuci și ceapă? Nuci și ceapă. Apoi se făcea ciorbă de pasăre sau de porc. Care avea porc, făcea de porc. La nuntă? La nuntă. Ciorbă în strachină cu linguri de lemn. Da. Linguri de lemn și, nu se supăra nimeni. Și strachină de pământ? Strachină de pământ de gheboaie. De gheboaie. Da. Apoi, ce mai zic? Rochia de mireasă? Rochia de mireasă n-a avut în viața mea. M-a adus, s-a dus soacră mea la Vasilica Zingari și mi-a dat Vasilica Zingari rochia ei. Ce să fac în aloia? Era mai mică ca mine. Am cumpărat orbotă și mi-a pus orbotă și pe jos ca să fie pe mine bună și pe la mâini. Orbotă ca să o mai măresc. Da. Eu aveam bani să-mi ia rochie. Nu! Nu exista. Apoi am făcut nuntă. Dacă am făcut nuntă, ce să facem? Să scotea țoale afară. Zestrea miresii. Zestrea miresii, la toată lumea, nu eu. Așa era moda. Da, da. Mi-am făcut fultuși făcute de mine, cu croșetate. Fultuși, adică fețe de pernă. Fețe de pernă. Da. De 6 perne țesute de mama mare din lână. Verde cu roșu era vopsite. 4 perne de... colți făcuți de mine și de pânză. Ladă de zestre ai avut? N-am avut ladă. La noi ieșise șifoniere de târg. De târg, da. Și cu 4 de târg. Da. Și într-un pat mi-a făcut rost de pânză și mi-a făcut saltea. Și într-un pat mi-a luat... În saltea ce se băga? Paie. Cu paie. Toate fultucile, 10 fultuci, umplute cu paie. S-a dus toată ea de era toamna, a făcut rost de paie, o căruță de paie și mi-a băgat în fultuș, să zicea, în perne, o saltea, a umplut-o tot cu paie și patul ăla fără saltea, rămas saltea, fără saltea. Nu se găsea nici pânză de sac să facă sare, niciun fel de pânză. Ce să facă? Să facă îmbrăcăminte la feții de perne. Dăm mânici de cămăși, dăm fuste, dăm șorțuri rupte, a cârcit petic pe petic de mi-a făcut dosuri de perne. De fultuci. Da. Așa se zicea. Da, fultuci. Sărăci. Și mi-a scos soalele afară, că așa era șifonier. Aveai șifonier de târg, erai bogată. Da. Aveai 4 de târg, era bogată. Da. Aveai o saltea, eram de bogați, așa. Baie cum făceați? Baie la albie. La albie. La albie. Albie de tablă sau de lemn? Am avut până la un timp de lemn. Și apoi le-a apărut fierul. Fier, tablă. Am făcut tablă, albie de fier. Când ați crescut voi, mare, am avut albie de fier. Acoperișul la case? Acoperișul la case mi-a dat graj de zestre, părinții mei. Mi l-a cioplit, niște oameni din Șuța. Și a făcut grajul. Ce să punem noi pe graj? N-aveam lați, n-aveam nimic. Lăsese în capre. Și ne-a dus, a venit toată ea cu paie, și cu șoval de la locul bobocii, a luat păniță, soacră mi-a rugat păniță și a făcut de lații de pe margine cuie, ca să ție paile. Da. Și a stat grajul 5-6 ani cu paie și cu capre. Casele cu ce se acopereau? Cu țigle, nu știu, cu șiță. Șiță. Făcută sau din, șindrilă. Nu, șiță făcută de lemne de tufan, stejar, cu stejar. Da. Se făcea țiglă, făcea tot așa, niță, sanfir, făcea șiță. Da. Apoi a mers cu șiță, și a apărut și tablă.
Când am luat-o pe tactul, a apărut să tablă. Bun. Acum, având în vedere timpurile de atunci, comparativ cu timpurile de astăzi, cum ți se pare timpurile de astăzi? Cum? În ce a trecut lumea? Purici, atunci, pe vremurile alea, că era purici pe bătătură. Nu era chimicale multe. Nu era chimicale nimic. Vara ne culcam mult în mraj. Scuturam cămășile care era pe noi și ne culcam până așteptam paie, ne culcam pe paie, toată vara în graj ne dormeam. Când se punea frigul, ne băgam în casă, la foc. Da. Deci toată vara dormeați în graj pe paie? În graj pe paie. Pe paie și înverite cu procoși de câlți. Nu zgâria, nu făcea nimic. Sau pe fân? Pe fân, da. Punea câte o rogojină, care avea o rogojină ruptă. Toată vara dormeați pe fân? Da, pe fân. Și dormeați bine acolo? Că dormeam, că ne scuturam de purici, că ca să te mânca puricii. Era pe bătătură. Era somnul bun pe fân? Oh, ce frumos era când cosea și venea fân nou în graj. Era un miros plăcut. Da. Te culcam pe fân și era mirosul plăcut, rău de fân, toamna. Apărea fânul. Duminica, în sărbătorile, cum erau? Trecea mireasa pe drum? Cum? Să făcea nunțile. Să făcea nunți, mergea să plimba nunțile. M-a plimbat pe mine când am făcut o nuntă cu căruțile. De capul raciului până în capul silisei și cu căruțile, cu clopoței mergea. Da. Cu clopoței și mireasa în picere și ginerii călări. Da. Și când te lua mireasa, se spunea orățile. Da. Era băieț, dar știa, dar când lua mireasa, spunea orățile frumos. Era frumosețe. Și lumea chiuia cu căruțile, era roatele de căruță, era pășină de fier. De fier, da. Nu era roate de-astea de cauciuc, de nu cauciuc. Exista cauciuc. Da, da, da. Și se ducea cai, se ducea prima nunta cu aia, se oprea la biserică, îi cununa popa stoica și venea acasă și punea masă, bă, în casă, bă, în bătătură, nu era cortul, nu era nailoane, nu era... Apăruse prelății într-un timp și punea prelății. Da. Dacă era ploi cumva. Și față de viața, cum trăiește tineretul astăzi? Ce să... Față de tineretul de atunci? Cum a trecut acum 70 de ani sau 60? Cum ți se pare tineretul de azi față de tineretul de atunci? A, e boierie mare, fădulie, mașini la scară și tot nu e lumea mulțumită. Tot nu e. Și când era bolnavă, mai veselă, atunci sau acum? Atunci, acum e tristă, degeaba are. Degeaba are. Degeaba are atunci mașină. Era mai veselă atunci. Era mai veselă, era mulțumit cu ce avea. Acum vrea lumea, are o mașină, vrea alta, mai scumpă. Da. Nu mai e vacile, nu mai vrea nimeni să mai muncească. Nu mai vrea brânză, nu mai vrea lapte, nu mai vrea nimeni să dea cu coasa, nu mai vrea nimeni să dea cu sapa. Totul de cumpărat. Totul de cumpărat. Tot, da. Pensii, ne-a ținut, ne-a făcut Ceaușescu de trăiește lumea. A muncit mult cu colectivul, toată generația. Dar acum s-a făcut lumea și cine poate și nu poate, puturuci. Nu mai este nimeni să... Nu mai știe să dea cu coasă, nu mai știe să dea cu sapă, nu mai știe nimic. Dacă cu telefonul în mână. Telefonul în mână, iese la poartă și așteaptă la pensii. Să fie factorul cu bani. Da. Și e trai fericire. Dar nu știu de ce, mai lumuliță. E lumea asta tot supărată, continuă. Ce-o fi avut? Nu mai vezi pe nimeni râzând. Nu mai intră nimeni în casele nimului. Vecină, eu nu știu casa la vecin. Vecinii nu știe la mine. Atunci ne duceam unii pe la alții, cu părțeală. Să vizitau rudele. Să vizita neamul, să vizita. Acum, toată, nu mai vezi pe nimeni râzând. Până eu geam la colectiv, munceam la cireadă. Spunea că prostioare, spunea una. Nu veneam, ne săturam de râs acolo. Acum nu mai vezi pe nimeni râzând. Ce-o fi avut în lumea? Nu mai spune să... că s-a modernizat, să nu vorbești prostii. Să mai spui și tu, să mai ai de celule. Dacă nu spui nimic, n-ai de ce mai râde. Moare morți, nu-i mai jelește nimeni. Îi bagă la frigider, nu mai jelește nimeni, nu mai spune nimeni nimic. Ia, nici flori nu mai pune. De duci cu floare, le bagă groapă la rezervele acolo. Asta de viața de aici, de pe pământ. Dar despre viața din cer, crezi că va fi o viață sus în cer? A pregătit Dumnezeu niște locuri frumoase acolo? Trebuie, există. Ce spune în Biblie, tot ce e adevărat e toate. Dacă vrei să le știi, să le... Să deci le... viața asta e trecătoare, prin ce am trecut am văzut, dar avem o nădejde sus. Asta e nădejdea sus,
să fim cuminți, să nu furăm, să nu... Domnul să ne ajute. Dumnezeu să ne ajute. Tatăl Amin. Nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea din toate zilele, dă-ne nouă astea și ne iartă nouă greșeale noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită și ne izbăvește de cer rău, ca Ta e mărirea, slava în vecii vecilor. Amin. Amin. Doamne Iisuse, mi-am predat viața în mâna Ta și Doamne cu mine în continuare. Apără Tu și păzește și țara noastră și copiii mei, Doamne, ferește și ocrotește-i de tot ce e rău. Și dușmani. Dușmanii, Doamne, care există pe fața pământului. Iartă-i. Iartă-ne, Doamne, să mă ierți, Doamne, și pe mine, că am fost păcătoasă în fața Ta, că așa era viața de atunci. Acu' e altă viață, a ieșit tot de multe, s-a deșteptat lumea, dar tot e tristă. Ce-o fi având amărâții? Dar nu mai vezi să ne rugăm pentru noi. Ieși la poartă, stau ca prostănaca, n-ai cu cine mai vorbi, n-ai cu cine... Fuge, pai că-i lumea bătută în ciomege. Nu mai vrea nimeni să auză, să vorbească, să mai știi și tot ce... Bine că-L avem pe Domnul. Ce face vecinul? Bine că avem pe Dumnezeu. Amin. La El mai e nădejdea, nițică nădejde. Amin. La Tine strigând, Doamne, la Tine e mărirea, slava și în vecii vecilor. Amin. Amin. Slăvit să fie Domnul. Am ascultat amintiri din vremuri de demult cu mama Niculina, mulțumim lui Dumnezeu că am trecut prin... Ei au trecut prin anumite vremuri, noi ca și copii am trecut și prin anumite vremuri. Iată că mama a făcut 3 copii, sunt și eu băiatul cel mai mare, mai avem o soră și fratele meu cu 7 ani mai mic. Domnul zice să ne aducem aminte de unde venim și să privim sus înainte la ceea ce ne așteaptă, la biruința și la bucuriile nemăsurate din împărăția celor. Dar până atunci avem niște examene, niște teste de trecut și Domnul ne-a spus că vom trece cu bine prin ele dacă ne încredem în El, pentru că El este biruitor, El l-a biruit pe cel rău și moartea și durerea vor dispărea pentru cei care ascultă și vor să asculte de Dumnezeu prin puterea Sfântului Cuvânt scris în Sfânta Scriptură, prin Duhul Său cel Sfânt. Slăvit să fie Domnul, pentru că Domnul ne învață să ne aducem aminte de unde venim, iată de unde venim, iată un părinte de-al nostru, cred că și dumneavoastră aveți părinții dumneavoastră care v-au spus amintiri, nu e rău, e bine să ne aducem aminte de unde venim, cum au trăit părinții noștri, cum au trăit bunicii, străbunicii, să ne facem arborele genealogic, să ne dăm seama de unde venim și încotro ne ducem. Avem mărturiile istorice ca să înțelegem atât cât ni s-a îngăduit de unde venim și avem Sfânta Scriptură ca să înțelegem încotro mergem. Și ținta este una, e clară, e singură, împărăția cerurilor, acolo trebuie să ajungem, acolo în locurile în care vom discuta unii cu alții și ne vom bucura de amintirile plăcute, de biruințele pe care le-am obținut în puterea Domnului Iisus Hristos și vom arunca coroanele noastre de pe cap, le vom arunca la picioarele Domnului Iisus, pentru că meritul e al Lui și numai al Lui. Slăvit să fie Domnul! Să luăm aminte la rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, Doamne, îți mulțumim că Tu ai îngăduit să mai avem părinți ca să aflăm cum s-a trăit înainte, Doamne, de viața chinuită și grea pe care au avut-o părinții noștri cu foamete, cu războaie, cu sărăcie, și să ne bucurăm și să Te lăudăm pe Tine, Doamne, pentru confortul pe care Tu l-ai îngăduit pentru noi în ziua de astăzi. Suntem datori cu adânci mulțumiri, Doamne, Sfinte Părinte, și să ascultăm de Tine prin puterea Ta și prin rugăciune, prin post, prin meditație, să ascultăm de Tine, Doamne, și să ne fie groază de păcat și să ne lipim tare de bine. Prin Domnul Iisus Te-am rugat și Îți mulțumim. Fă, Doamne, ca acest mesaj să ajungă până la ultimul om de pe pământul acesta și să fie de așa natură și de așa manieră încât mesajul acesta să aducă suflete la Hristos, să Te cunoască pe Tine și să spună întrebarea și să vadă că viața de aici nu e totul. Ne așteaptă dincolo, sus, în împărăția cerurilor, adevărata viață. Aici e doar o încercare, doar un test ca să ne vadă Dumnezeu dacă îl alegem pe El sau ne împotrivim Lui. Prin Domnul Iisus Te-am rugat și Îți mulțumim. Amin.